ianuarie 2024. Constat că la ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri locali, între care 13 fizic, iar doamna Alina Stoianu este prezentă prin intermediul aplicației Zoom. Fiind întrunit formul conform articolul 137 din codul administrativ, ședința se desfășoară desfășura legal. Înainte de a pune aprobării dumneavoastră ordinea de zi a ședinței de astăzi, vă rog domnul secretar să supună aprobării procesul verbal la ședința anterioară care a spus de această ședință. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de ședința extraordinară a Consiliului Local ce s-a desfășurat în data de 13 septembrie 2024. Am promis și transmis către dumneavoastră pe adresa acestei ședințe, având în vedere că până în momentul de față nu a fost făcut observații cu privire la conținutul acestui proiect de legat, îl supun aprobării dumneavoastră în forma în care v-a fost transmis. Cine este pentru? Aici este vorba de altă dotare.
înțeles acum că are o valoare foarte mare, că va spune 1.000 de euro, va fi reparată, dar garanție prea multă nu va mai avea funcționare. Este o sursă de venit pentru spitalul nostru acest tomograf, motiv pentru care am inventat un referat de aprobare la Ministerul Sănătății, solicitarea mea fost aprobată, cu condiția asta ca să punem și noi 10% din valoare. Avem tomograf și de proiectul cu ambulatorul și încercăm să renunțăm la cel pe ambulatorul pentru că cel de la Ministerul Sănătății va veni mai repede și la ambulatorul să încercăm să prindem un remediu. Ok, mulțumesc. Dacă dintre consilierii locali de cineva să ai răspunsul? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Următorul proiect pe ordinea de zi este proiectul numărul 14.229 din 12.9 și este referitor la stabilire reprezentanții Consiliului de Administrație și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Corabia, pentru anul 2024-2025. Proiectul are referat, raport și avize. Propune. Da, propunerea de grupului PSD pentru membrii Consiliului de Administrație sunt Oleg Cristinel și domnul Marace Elvis Costel. Mai sunt alte propuneri? Da. Ok, haideți să supunem la vot prima propunere. Domnul Bore, da? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Pentru cea de-a doua propunere. Marace Elvis Costel. Marace Elvis. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Această propunere a fost adoptată cu 12 ore pe 2. La articolul 2 avem propunere pentru CEAC. Cine are propunere? Da, domnule. Propunerea noastră pentru Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității este doamna Modaută. Mai sunt alte propuneri? Nu? Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Dan. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Nu este cazul. Deci, în urma acestui vot, urmează să facem în forma proiectului final cu cele două propuneri pentru Consiliul de Administrație și pentru CEAC. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 pentru și 2 abțineri. Și ultimul proiect, proiectul 14.333, care a fost o suplimentare privind aprobarea contractării unui bugetul de valoare de 1.273.600 lei, conformitate cu prevederile articolului 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 35/2024 pentru asigurarea unor punctului din trezoria statului, precum și pentru modificarea și confirmarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și procesorii proprietății publice, atât din pentru modificarea și completarea unor acte normative. Proiectul are referat, raport și a primit și avizele. Discuții, dacă mai sunt lucrurile, vreau să vă singură precizare. Această sumă, după cum v-am spus și la ședința anterioară, este strict necesară pentru ca viitoarele locații, liceul și internatul, să aibă autorizație ISU. În momentul de față nu o au și dacă tot a intrat în proiectul de reabilitare, doresc ca la finalizare, măcar liceul să aibă autorizație ISU. Și se spune, au fost unele suplimentare față de proiectul inițial, pentru că foarte simplu, ca și la spital, putem să dăm o declarație, care se modifică structura, fiindcă din revenchii, și ne dădea un aviz. Dar autorizația nu avea un lege. Dacă s-a întâmplat ceva, bineînțeles că responsabilitatea cădea cu unul din noștri,
Motiv pentru care o să facem un efort financiar și liceul va fi reabilitat și cu autorizație ISU în regulă la finalizare.